Stimați colegi, în declarația mea politică de azi, cuvintele cheie sunt contracte de investiții publice, CNAIR, CFR-SA, prestatori, IMM-uri și abuz de putere economică. Numeroși antreprenori mici și mijlocii aflați în relații contractuale cu operatori economici de mare anvergură, este vorba aici de firme sau consorții de firme care au capacitate financiară și tehnică, precum și portofolii adecvate pentru a putea participa la licitațiile organizate de CNAIR sau CFR-SA, mi-au atras atenția asupra unor disfuncționalități grave, alarmante, în derularea acestor contracte. Plata serviciilor aferente unui contract de achiziție publică prestată fără ca firma să aibă calitatea de subcontractant se dovedește o adevărată piatră de încercare. Contractantul amână plata facturilor cu termene care depășesc cu mult 90 de zile, se fac plăți parțiale de 10-15% sau într-un final se propune ca valoarea facturată să fie sensibil amendată, uneori chiar până la 50%. Firmele mici și mijlocii se văd puse în fața unei dileme. Ori acceptă suma care, chiar dacă nu le acoperă costurile, totuși le permite supraviețuirea, fie încearcă recuperarea sumelor datorate în instanță. IMM-urile sunt puse în fața unei oferte care încalcă toate regulile eticii de afaceri, semănând mai degrabă cu legea celui mai puternic, valabilă în vestul sălbatic acum un secol și jumătate. Adevărul este că situația nu descrie o dilemă reală. Varianta dării în judecată a contractorului nu poate fi o opțiune valabilă dacă IMM-ul vrea să aibă o șansă să-și continue activitatea. Știind cât durează un proces, știind cât costă un proces, conștient fiind de decalajul de calibru dintre propria firmă și contractorul licitației, niciun prestator nu va putea alege această cale. În concluzie, în România, sub umbrela contractelor mari de investiții publice în infrastructură, mor sufocate IMM-urile lăsate de izbeliște, acele IMM-uri care în Uniunea Europeană își găsesc un loc propice pentru a se dezvolta. În România, sub privirile nepăsătoare ale CNAIR și CFR-SA, șantierele marilor investiții în infrastructură sunt cimitire ale întreprinderilor mici și mijlocii, victime ale abuzului de putere economică ale firmelor câștigătoare de licitații. În spatele acestor IMM-uri sunt oameni care nu așteaptă ajutor de la stat, nu vor să trăiască din șomaj, sunt alegătorii noștri, oameni care aspiră la un trai mai decent, oameni care vor să fie la zi cu obligație față de stat. Acești întreprinzători ne cer doar să aibă o șansă reală de a-și încasa contravaloarea muncii realizate și să-și continue activitatea. Pot exista diverse programe de ajutorare a IMM-urilor sau de înființare a noi IMM-uri, tot degeaba dacă firmele care funcționează acum intră cu sutele în insolvență sau faliment din cauza conduitei indecente a unor societăți cu pretenții de antreprenor general. Așadar, consider că este obligația beneficiarului și a firmei de consultanță să verifice modul în care firma câștigătoare își achită facturile față de acești prestatori. De asemenea, tot companiile ar trebui să instituie un sistem de semnalare a întârzierilor de plată, încă un moment, a comportamentelor necorespunzătoare cu principiile unei pieți concurențiale și mai ales a abuzului de putere economică exercitat asupra prestatorilor. Mulțumesc!